Haideți să vă povestesc o pățanie dintre ale mele, care la momentul ăla nu mi s-a părut prea gravă, dar... Credeți-mă, a fost. Atunci pentru mine era sfârșitul lumii. Păi cum era vară, pe afară toate găștile copii ieșeau la joacă și se învârteau ba prin parc, ba pe la piscină, cum v-am mai zis și în ultimul clip ăla cu vacanța de vară. Noi ăștia patru, care eram la mine la bloc, de obicei ne jucam cărți. Ori băgam o miuță, ori ne găseai până peste program la piscină. Bă, dar într-o zi, nu știu ce ni s-a pus nouă și mai exact mie și unuia dintre băieți să mergem noi la un magazin să ne luăm niște skate-uri și să ne dăm pe faleza de lângă râu. Bă, zi și făcut, luăm banii strânși de o viață, fugim la un magazin din centru unde erau niște skate-uri la reducere, dăm banii, luăm skate-urile și fără să avem măcar habar să ne dăm pe ele, le punem pe jos, ne urcăm și după aia începem noi să dăm ture de mal în lung și în lat până am căzut de oboseală. Luăm de la râu câte o sticlă de apă bine ascunsă încă dinainte să cumpărăm skate-urile ca să aibă timp să se răcească, bem, ne liniștim și zice ăla către mine: bă, s-a făcut cam noapte și am chef să bag un metin diseară, vii și tu? Zic da, ne ridicăm să plecăm spre case, când deodată strigă ăsta după mine: bă, facem cursă până acasă! Zici și făcut, dau din cap că da mor pe skate, bag viteză și poc! Deodată dau peste un băț care îmi blochează roțile și nicio fracțiune de secundă zbor de pe skate, dau de asfaltul ăla și zbang, îmi rup mâna. Bă, problema era de fapt că, real, nu știam ce să fac, adică imaginați-vă că... 1. Nu știam că e ruptă, sau cum ar trebui măcar să se simtă dacă ar fi ruptă, dar clar durea ca dracu, mai mare durere nu am simțit vreodată și 2. Ce naiba mă fac, că niciodată nu am fost la spital cu vreo urgență. Bine, în afară de momentul ăla când eram super mic și mi-intrase o baterie pe nas, dar aia e o altă poveste. Așa că încep eu să plâng pe acolo, mă ridic, iau skate-ul într-o mână, bine, aia care era încă întreagă, și încep să merg spre casă cu băiatul ăla pe lângă mine. Încă mirat și curios oarecum de cum naiba am reușit să-mi rup mâna așa pe final de zi ca prostul. Ajung acasă și țin minte că mi-era rușine să sun la salvare sau ceva, pentru că în primul rând nu aveam habar, vă dați seama, la vârsta aia, dacă ce aveam eu era măcar o urgență demnă de o salvare, adică mi-era că poate sunt doar un pic speriat de moment și de durerea aia mare pe care nu mai simțisem în viața mea, jur. Și de fapt nu era așa grav pe cât părea. Așa că am chemat un taxi, a venit, m-a luat, mă țineam tot drumul de mână ca și cum dacă îi dădeam drumul 2 secunde, pica naiba pe jos. Ajung la spitalul din nord, întreb gardianul ce naiba se face dacă am o mână ruptă, la care el îmi spune să merg la urgențe. Zi și făcut, fug acolo și direct o coadă dezvenea să mergi dracu mai bine în alt județ, că poate scăpai mai repede așa. Dar în fine, mă plâng eu ce mă plâng pe acolo și până la urmă unei asistente îi se face milă de mine. Mă întreabă ce am pățit, eu îi arăt mâna, ea zice: aha, și mă trimite mai departe într-o cameră destul de creepy, care avea la intrare tot felul de oameni cu diverse chestii rupte sau dislocate, ba un picior în gips, ba un gât înfășurat. Na, fiecare cu ce a putut. Iar eu stăteam acolo speriat de bombe, fără să înțeleg ce naiba o să mi se întâmple. În capul meu încercam oarecum să-mi imaginez cum dracu s-ar repara așa ceva și în speranță că nu prin vreo operație complicată. Trece o oră, vine până la urmă un domn care bănuiesc că era un radiolog, deși nu părea. Se uită la mine, mă trimite să fac un X-ray la ce aveam eu acolo, se uită pe poză și îmi spune că, de fapt, ambele oase ale antebrațului erau rupte. Se scarpină în cap și îmi spune: da. Eu mă uit îndurerat înapoi la el, după care se aud niște pași greoi ce se îndreptau spre cabinetul în care eram eu și domnul doctor. Aud o bătaie în ușă și, ce să vezi, o matahală de 2,5 metri cu brațul cât Schwarzenegger, care zice așa, calm, că a venit și că să-i spună domnul doctor unde se află pacientul în cauză. Acum vă dați seama, oi fi fost eu mic și poate nu mă vedea de burtă, dar într-un fel preferam să nu fi aflat niciodată unde mă aflam, pentru că în secunda 2, când am fost descoperit, au tăbărât amândoi pe mine să-mi prindă mâna cu o curea cumva de zid și să tragă ca animalele până când s-a auzit un tros. Bă, nu vă imaginați, mă simțeam ca și cum ar fi venit Hal cu intenția să-mi smulgă toată mâna. Nu am mai urlat în viața mea cât am urlat în ziua
ziua aia și real sper să nu exagerez, dar după ce am urlat eu din toți plămânii și ficații pe care încă îi mai aveam, cred că mai mult de jumătate dintre pacienții care așteptau la intrare să fie și ei reparați au dispărut, au fugit pe loc de frică să nu pățească și ei la fel. În fine, după tratamentul brutal al doctorului și al asistentului lui pe numele de Hulk, am fost trimis să mi se facă o altă radiografie ca după să mi se pună mâna în gips. Gips pe care cumva l-am urât super mult din două motive. 1. Mă mânca mereu ceva sub el și trebuia să mă scarping cu cele mai ciudate obiecte pe care le aveam la îndemână. Iar 2. Nu puteam să fac un duș ca un om normal pentru că se uda gipsul. Ba scoteam o mână cumva în afara ariei de udare, ori mi înfășuram mâna în plastic și lipeam cu scoci ca să fiu sigur că nu-mi intra apa pe undeva. Ce mai? A, și mai era și momentul ăla în care trebuia să mă îmbrac și nu aveam habar pe ce parte să-mi trag tricoul fără să rămân blocat în propriile haine. Dar după ce în fața blocului gipsul a fost inaugurat cu tot felul de nume și semnături ale copiilor, trece timpul prescris în care trebuia să stau cu el pe mână, merg la spital, vine doctorul, verifică dacă totul e în regulă, scoate o foarfecă și îl pune pe Hulk să mi-l taie. Doamne, bă! După ce mi-a scos drăcea aia de pe mână, m-am simțit ca un fluture scos din cocon, cu o mână așa de ușoară și fragilă, pe care real îmi era frică să o folosesc la orice. Ca nu cumva să se rupă din nou, merg acasă și îmi trăiesc viața în continuare. Dar nu trece nicio lună de la mare eliberare, ca în fața scării mele să se organizeze un fel de wrestling de cartier, în care real nu am niciun habar cum și de ce m-am băgat, dar un lucru e cert, că nu au trecut nici 2 minute în ring până un cartier întreg a auzit zbieretele de agonie ale unui copil ce tocmai se rupsese mâna pentru a doua oară în același loc. Bă, nu înțelegeți cât de mult am putut să urăsc ziua aia. A, și după eveniment, porecla mea pentru o bună bucată de timp a fost într-adevăr mânuță. Dar nu o faceți griji, că am avut eu grijă ca la rândul meu să răspund cu apelative pe măsură, mai ales ei. Băiatu, dacă tot ai rămas până la final de video, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Scrie ori dacă vrei să vă spun cum era să mor efectiv sufocat de o baterie de ceas băgată pe nas sau să continu cu toate complicațiile pe care le-am mai avut în vara ce a urmat legate de corigența mea la fizică. Haide, spor la ales! Asta e partea din clip pe care nu o vede nimeni, așa că am să-mi arăt pantalonii. Pentru că nu o să ne vedeți niciodată.